tu hotărăști cum să-ți trăiești viața. Tu. Doar tu. Și acum îți vine la TED. Așa. Aha, aha. Ești, te-ai întors, așa, ai suprapus lumea și începe nebunia. Ai suprapus lumea și aveai lângă tine doar familia, da? Jumătatea ta, familia ta. Era jumătatea ta, nu era, da, colegi, nu avea, ai plecat, ai plecat din familie, te-ai mutat, ai divorțat. Și a început nebunia. Tu în fiecare zi vezi azi alți oameni, să zicem, familia din câți sunt. Din doi plus tu, să zicem. Plus tine. Da? Și la un moment dat îți apare cineva în viață. A doua zi. Iarăși familia. E cu totul altcineva, sunt cu totul alți oameni. Ai înțeles cum se despachete, cum te despachetezi tu, se despachetează și lumea în jurul tău. Și dacă nu era întâmpinată cât de cât ca lumea, acum e tot mai blând și mai blând se întâmplă totul, da? Și bărbatul din viața ta sau femeia, da? Divine masculin, divine feminin, care apare în viața ta, nu e același om. Arată un pic, observă, observă. E cu totul alt om, când te uiți mai atent, e cu totul altcineva. Asta e femeia asta. Și permite luxul, da. Acolo ești și e darul divin pe care îl abilitatea pe care, cu care poți lucra și asta e lumea ta. Și ai să te minunezi cum o să se întâmple totul. Ești cea mai iubită și cel mai iubit. Și cel mai așteptat și cea mai așteptată. Și cea mai dorită și cel mai dorit. Acolo ești. Așa. Așa. Da. Așa, bănuții. Visul cuiva. Să ce? Să te facă să... Gata, a dat masca jos. Soarele i s-a răsturnat și se întâmplă lucrurile cum trebuie să se întâmple. Și toate puterile sunt de partea ta. Și dacă tu vrei așa să se întâmple, așa o să se întâmple. Dacă tu vrei să-ți vină lumea la picioare, la picioare o să-ți vină. Fantastic. Unde ești? Unde ești? De ce nu ești? Virea cea mare. Aha. Ok. A ieșit, da, ok. E ok. Gata. A început și ploiul. Ai înțeles ceva extraordinar. Ok, acolo ești.